Salutare, băieți! Am primit foarte multe mesaje să fac o serie cu The Forest. Am mai avut pe canal câteva episoade în trecut, așa că o să facem, eu am un joc deja început, să facem o serie de episoade cu Forest. O să-l fac multiplayer pentru că s-ar putea să joc și cu voi. Așa că dacă vă doriți să jucăm împreună, îmi dați un mesaj pe Discord, Discordul găsiți în descriere. Și putem să jucăm împreună, să construim împreună, să facem seria împreună. O să luăm de la început, practic, exact cum începe jocul, cu Timmy. Am văzut că am misiune să-l găsesc pe Timmy la început de tot și n-am știut să-l găsesc, dar sunt sigur că mă veți ajuta voi în comentarii. Am luat cartea Survival, foarte bine că am luat-o. Nici nu știu povestea prea bine. Din ce îmi dau seama, un domn călătorește cu fiul său în un avion și se întâmplă ceva. Clar, se prăbușesc. Clar se prăbușesc, dar că deja se spart în față că... A, și vin aia și iau copilul, mă, parcă am văzut. Vin canibalia sau ce sunt și iau copilul. Uite, 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 ăsta. Ăsta ia copilul, mă, am înțeles. Deci asta așa e povestea. Eu tot timpul dădeam space, am înțeles. Și mă trezesc probabil după vreo jumătate de oră, o oră. Plin de sânge tot, rupt în gură. Nu știu ce e cu mine. Aoleu, ce se întâmplă cu mine? Dați-mă un pic să scot control. Keybinds. Shift-ul face ceva. Z-ul face, X-ul face ceva, X-ul. X. Mă, X-ul nu cred că face nimic. Și ca să ne punem crouch pe, hai să strângem toate lucrurile astea de aici. Trebuie să și mâncăm și eu, că văd că suntem rupți în gură. Ok, luăm tot de acolo. Luăm și de aici tot ce putem. Mâncare, hai să mâncăm și aia, că văd că suntem rupți. Mai lăsăm mâncare și pe mai târziu. Pentru că eu vreau să-mi fac campul chiar aici, în gura bazei. Așa, ok, ok. Ce e asta? Aoleu. Am mâncat și aia, cred că era pe sub autobuz, mă, nu mai mâncam de sub autobuz. Și ok, suntem ok cu mâncarea momentan. Am luat tot ce se putea. Hai să căutăm repede în valize. Fac. Pentru că vine noaptea foarte repede. Spargem vali. Ce s-a auzit, frate? Hai să strângem și niște lemne, că avem nevoie de lemne. Am găsit bani sau mi s-a promis? Banii-s baza. Așa. Ok, asta nu putem să o luăm. Fac. Știu că este o oală undeva mai sus la niște corturi. Stai, mă, nu tăia, mă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă... Bă, ce m-a speriat, dacă vă place seria sau dacă vă plac episoadele cu... Să facem un pic curat aici, că nu-mi plac astea de aici să le văd aici în față. Nu mai am loc să iau piatră. Într-unul dintre acești copaci o să-mi fac eu... o să-mi fac casa. Mă, nu mănânc nimic, eu deocamdată nu știu ce pot să mănânc și ce nu pot să mănânc. Așa. Da, trebuie să construim casa în copac, dar în care copac? Cred că în ăsta? Nu, în ăla, că e mai gros, a? Hai să-l tăiem pe ăsta.
și s-a auzit, mă. Dă-te, bă, căcade, bă! Foarte tare animația asta. Bum! Și acum încercăm să construim casa în copac. Mai sus aș vrea un pic. Aș vrea un pic mai sus, dacă se poate. Pare că e prea jos, ha? Hai că nu e așa jos. Și acum trebuie să băgăm lemne în ea. Pentru asta trebuie să tăiem copaci. E ceață, mă, sau ce e aici de se vede așa? Mă, sunt chiar lângă apă, lol. Sunt chiar lângă apă, asta e foarte tare că sunt chiar lângă apă. S-ar putea să-mi schimb casa aici, în copacul ăsta? Pentru că... mi-ar fi mai ușor, că nu mă atacă nimeni din partea aia și mi-ar fi mai ușor să-mi fac... da, ok. Și atunci o să renunțăm la asta, nu știu dacă pot să o șterg de aici de jos. Nu pot, da? Ba da, nu. Ba da, șterg. Și o să facem casa lângă apa acolo. Nu uitați că putem să jucăm împreună, dacă vreți. Îmi dați mesaj pe Discord, îmi spuneți că aveți jocul, vă dau ad pe Steam. Și la următoarea filmare, când continuăm acest episod, vă anunț că să intrați și voi. Înțeles că au loc 8 persoane maxim, deci încă 7 persoane, dacă filmez cu una, două e suficient, deci nu-i... Dar pot filma și cu mai multe persoane. Și putem face și live-uri dacă vreți cu fără. Trebuie doar să-mi spuneți și să văd cât de apreciată este seria asta. Deci să apăsați butonul de like, butonul de subscribe dacă sunteți noi. Și să-mi lăsați un comentariu. Băi, nu-mi place, băi, nu prea-mi place, mă, îmi place foarte mult, mai postează, mai vrem, mai eu știu. Pentru că interesul meu e să postez ceea ce vă place și vouă. Sper să nu cadă ăsta în cap să iau damage. Hai să vedem exact în ce copac să-mi fac casa. Cred că îmi place aici, uite, în copacul ăsta. Ok, în ăsta îmi facem. Facem cu fața, în ce parte să o fac cu fața? Acolo, ca să văd încolo, nu, îmi place. Hai să mai tăiem lemne de pe aici, că avem nevoie de o grămadă de lemne. Să știți că eu nu editez clipurile, deci practic... episoadele pot fi puțin mai lungi decât sunteți voi obișnuiți, poate pentru că dacă tot îl filmez, o să vă arăt și cum tai toți copacii și cum construiesc toată casa, nu o să zic gata, am construit-o. Hăț, hăț, hăț. Hai frate, să mai punem și lemne. Hai să ne apucăm de casă, că vine noaptea, imediat vine noaptea, nu știu dacă știți, dar noaptea vine instant. Noaptea vine re... Bă, ce mă speria, mă, tot au niște sunete ciudate. Ce grafică frumoasă are jocul. The Forest este un joc foarte
chiar dacă este apărut prin 2014, cred, sau 2015, cred că încă e în Early Access, nu știu sigur, poate mă ajutați voi mai bine. Aude un avion, mă? S-aude un avion sau nu s-aude un avion? Nu s-aude. Deci aici mă voi ajuta, de ce? Gardul fac așa de aici în partea asta și nu va mai fi nevoie să-mi conjur tot ăsta. Înțelegeți voi ce vreau să spun? Opa, am găsit încă o... niște valize pe aici. Lemne mai avem nevoie, mai avem nevoie de... o grămadă de lemne. Cu mingea asta, mă. Hai că am tăiat o grămadă de copaci, să ducem aici să... terminăm casa din copac, nu știu, nu știu dacă asta e cea mai tare casă din copac, dar mie mi se pare că e cea mai bună de început, gen. Pentru că nu te atacă, nu știu, nu ești jos, nu ești așa predispus la atac. Dar să-mi bat picior dacă mai știu unde era avionul, cred că în partea asta e avionul. Cărăm la ele, grele, grele sunt. Hai să le punem repede, hâț, hâț, hâț. Nevoie de 5 lemne, nu? Sau 15 lemne? Mă rog, cred că un lemn se pune 5, habar n-am. Chiar m-am dus greșit. Uite avionul acolo, da. Ce m-a speriat de salamandra aia. Hai că se termină casa acum. Ba nu, mai avem nevoie de o grămadă de lemne. Dar ce să facem? Le cumpărăm de aici din pădurea adormită. Strângem lemne, lemnele sunt baza, pentru că majoritatea lucrurilor se craftează din lemn, piatră, sfoară și ce mai avem? Văd că mi-o obosește foarte rău. Cred că am niște ciocolată ce o să îi dau să mănânc și apoi trebuie să vânăm, să punem bir, rabbit trap și nebunii de genul. O mai am, ok. Mai tem un copac. Nu, nu, pe ăsta nu, pe ăsta nu, pe ăsta nu. Nici pe ăsta. Pe ăsta, unul dintre ăsta, pe ăsta. Că vreau să fac casa mai multe, un pod de la un copac gen. O, că a obosit, gata, 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 liniștește-te. I-am dat un snack să prindă energie. Un KitKat.
Ei, să cai și tu mai aproape, normal că nu puteai. Hai să luăm din partea asta, că tot timpul iau invers. Și ui de lemne. Și că de data asta le luăm invers. Deschisă și asta, mă. Și am mai tăiat copaci aici, trebuie să mai găsim aici copaci tăiați. Ia uite ce avem de aici. Cu... Trebuie să-mi fac un căricior de la... Ia stați așa. Fac un căricior de la cu lemne. Unde e căriciorul ăla de te ajutăm? Aici, 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 nu aici, nu aici. Asta, mă. Fac un căricior de la să vezi câte lemne pot să trag cu el. Ia să vedeți voi. Și ce nu m-am gândit de la început să-l... Gata, mă. Nu, stai, mă, cum bun. A, pe cât, bun, ok. Vreți să întreb... Așa, mă. Mai am două aici. Și umplem căriciorul ăsta și ne construim casa în copac liniștiți. Așa, mă, băiatule, ia uite ce frumos ne ducem noi. Trebuie să facem sfoară. Bun. Și cam am făcut casa în copac. Cam asta e casa în copac. Hai să ne suim și ne un pic. Bun. Hăți, Johnule, avem mare casă cu privire la priveliște la ocean, la mare. Ce mai putem construi, de că o să vină seara foarte curând. Uite ceva de genul vreau să fac. Din copac în copac, mă înțelegi? Dar nu știu, nu știu cum să o prind exact. Toate sunt atât de ok. 3 platform. Cam asta de aici, o să mergem aici, în asta, vezi? Ceva de genul. Cam vine se... Vine seara și o să am nevoie de foc. Să mai tem niște crengulițe.
Facem repede un beer trap, că poate până dimineață reușim să mâncăm și noi ceva. Pun chiar aici. Oh, dar mai avem nevoie de multe de asta. Ne ducem să ne suim sus pentru că a venit noaptea. Și mie că poate ne atacă ceva pe aici, că e beznă, nu vezi nimic. N-am reușit să terminăm în timp util, asta e. Poate data viitoare facem și noi un foculeț mic aici. Avem nevoie de un foc mic, 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 de asta așa, hâț. Îi dăm și foc. Și cam așa arată prima casă. Nu mai gata, mă, ce mai nu apine. Cam așa arată prima casă. Îi dăm un save aici. Pac. Slot, day 2. Day 2, mă? Yes, nu, aici, aici e 2. Ok. Și de aici putem să dăm peste noapte, să treacă noaptea la un moment dat. Cam asta, opa, bă, nu, am crezut că a venit deja în vizită cineva la mine. Suntem pe normal, adică nu o să fim chiar atât de repede atacați. Cam asta a fost primul episod cu The Forest. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă sunteți noi pe canal și vă place seria asta, nu uitați să dați un subscribe, puteți să le dați share și prietenilor voștri să vadă acest episod. Și un lucru foarte important este că putem să jucăm și împreună. Așa că dacă vreți să jucăm, dați-mi mesaj pe Discord și îmi spuneți acolo: băi, am atâția ani, aș vrea și eu să joc cu tine, am jocul pe Steam, îmi lași profilul tău de Steam, iar eu am să-ți dau ad. Și apoi am să vă invit să jucați cu, am să vă anunț, băi, să filmăm. Și toată lumea intră și facem, construim o bază super mare aici și ne jucăm super frumos. V-am pupat pe toți, iar până la următorul episod nu uitați de like, share și subscribe. Puteți să-mi dați și follow pe Instagram, Pericol Gaming. V-am pupat. Pa!